Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O firmă de software din Argentina, Buenos Aires mai precis, își lasă angajații să decidă între ei salariile. Relatează BBC, se cheamă sociocrație. Se cheamă omor. Da. 0372069599 e numărul nostru de telefon. Am vrea să vorbim un pic despre acest bolșevism care revine și cucerește lumea, sociocrația. Deci, asta este situația, vă dau detaliile imediat. Fiți atenți, salariile sunt stabilite de 3 ori pe an în cadrul unei ședințe de partid, aș zice, unde participă toți angajații. La aceste întâlniri ei pot cere o mărire de salariu, dar propunerea este dezbătută și votată de toți ceilalți colegi. De colectiv. Da. Practic, colectivul decide. Vine Nea Hihel, pentru că este spaniol, mă rog, e argentino, și vine Nea Hihel și spune că el merită o creștere de salariu. Argumentează și colegii după aceea votează. Aș vrea să vă gândiți la ce ar putea duce aplicarea acestui principiu în colectivul în care lucrați chiar voi. La bătaie. Prieteni. 0372069599. Cum ar fi să se stabilească salariile în public, în colectiv? E o idee bună, zic eu, într-un du-te, fel. Bă, de aici. Ia zi de ce e bună. Bolșevicule, că-s curios. Pentru că de multe ori, așa, colectivul știe mai bine decât managementul cine merită și cine nu merită. Da, e, și asta de, de altă parte, însă... Uite-mă pe ăsta. Stai un pic. Pot apărea animozități. Domnul Pastia, nu vă spărați. Tovarăși. Da. Am nevoie de o mărire de salariu. Mă trezesc dimineața, am foarte multe butoane aici în față, e o responsabilitate mare și merit o mărire de salariu. Mi-a acordat sau nu mi-a acordat? Colectivul, așa, eu, Vlad Adi, știm cât de greu ți-e când te trezești și nu știu ce. Dar poate și șeful tău nu știe. Așa. Că doarme mai târziu. Sau crede că dimineața nu e așa de greu să te trezești. Așa, și? Și atunci noi, colectivul, te ajutăm pe tine, nu? Că asta e ideea. Deci tu, tu ai fi pentru? Da, tu ai fi, cum? Tu ai fi, Vlad? Da. Fiți atenți, haideți nu, că nu, că tu mi-ai dat o mărire de salariu? Nu, evident. Da, ai văzut? Fii atent. Și atunci ești fost în colectiv. Eu votez prin bătaie. Deci eu vă spun cum se rezolvă chestia asta. Băi, socialismul este atât de, are niște naivități de astea. Socialiștii nu înțeleg pur și simplu cum funcționează economia. Uite, vă spun eu cum rezolvăm problema asta cu sociocrația. Ia. Suntem, cât suntem? 4 aici, o punem și pe Marcela. 5 oameni în această echipă, da? Da. Și să ne discutăm salariile între noi. Eu vă spun că bugetul de salarii pentru noi toți este 1000 de lei pe lună. Să zicem, nu știu, 10.000 de lei, habar n-am. Puteți să măriți prieteni oricât vreți. Eu sunt managerul, eu nu mă bag cu voi, deci, n-am ce treabă. Ajungi tot la șef care, practic, da, îți oferă un buget. Da, deci bugetul ăsta este 10.000 de lei. În momentul ăsta el este împărțit așa. Luca are 5.000 de lei, Zaf are 500, Adi are nu știu cât, nu știu cât, da? Dacă vrei o mărire, trebuie să scazi la altul. Votează. Votați toți. Pentru că nu se poate altfel. Aici te-a închis, îți dă bugetul. Și aici dacă îți dă bugetul, îi la revedere. Aici nu mai e bine. Păi nu și asta cu scăzutul altul. Că oamenii sunt pricinoși. Ai văzut? Ia luați, mă, umflatul ăla banii. În cazul ăsta, la lume. În cazul ăsta mi-ai dat de la tine o mărire de salariu? Nu. Deci un aspect e, băi, știi cum e socialismul, merge, asta nu știu cine, cred că Maggie Thatcher a spus, dar nu mai zic. Socialismul merge foarte bine până se termină banii celorlalți. Da. Știi? Da, așa e. Deci e foarte bun socialismul, să știm toți ce salariu au ceilalți, să ne gândim, să votăm, să ne apreciem reciproc până vine vorba de mărit salariul cuiva și de scăzut salariul al cuiva prin vot. Și în momentul ăla s-a terminat socialismul și fiecare înțelege care este de fapt valoarea capitalismului. Mai bine. Dar se aplică în Argentina, sunt acolo 85 de angajați în această companie și funcționează. Un aspect cheiecică al transparentizării salariilor nu este legat de a ști câți bani câștigă fiecare angajat, Zanchi, ci de a cunoaște cine câștigă mai mult decât tine și de ce, explică unul dintre angajați. Deci vă spun, este bolșevism maoist. Asta este de fapt. Adică 037... trebuie să fii... mai, da, 0372069599. Hai să vedem și ce spun ascultătorii. Atât mai vreau să spun. Trebuie să vii în fața colectivului și să argumentezi în fața colectivului de ce ai meritat tu mai mulți bani decât colectivul. Și colectivul decide dacă îți dă mai mulți bani sau nu. Mi-au băgat două butoane în plus pe mixer. Hai. Da. Eugen, bună dimineața. Salut, Eugen. Neața. Neața. Salut. Zi, ce părere ai? Este, cred că cu siguranță este o idee, este un colectiv PSD-ist. Na, că PSD-iștii o să râzi, dar PSD-iștii nu sunt nici comuniști, nici bolșevici. Ei sunt niște tipi care înțeleg foarte bine cum funcționează capitalismul de stat.
în țara asta. PSD-iștii votează în Parlament în momentul în care unul dintre ei s-apucă de furat și l-a prins, ca să nu-l dea pe mâna DNA-ului, votează toți nu, pentru că știe că și ei vor urma la... La judecată. La judecata de apoi, da. Da. E, să știi că și alte partide își protejează corupții, nu doar PSD-iștii, dar PSD-iștii au făcut din asta un mod de operare. 0372069599. Gabi, bună dimineața! Bună dimineața! Gabi. Salut, băi! Dacă salut. Te duce tu în fața colectivului și ei spune că vrei un salariu mai mare și colectivul ar trebui să voteze pentru creșterea ta de salariu, ar accepta, ar vota pentru sau nu? Băieți, eu lucrez într-o multinațională și aș avea tendința să zic că dacă o argumentez bine, da, probabil că da. Uh-huh. Evident, niște animozități, da. Mi s-a părut ideea extrem de interesantă. Stai. Dar dacă ar veni colegul tău și creșterea lui de salariu, că este cel mai bun, nu? Ar veni cu scăderea salariului tău, că de unde bani? Aici e o discuție pe care fiecare trebuie să o judece. Eu personal am avut o experiență cu... Am avut un coleg care merita 3 salarii. Uh-huh. Adică justificat. Cred că însă ideea ar putea fi aplicabilă la forțele de vânzări. Uite, la forțele de vânzări, unde toți băieții pot să fie foarte ușor evaluați și de multe ori pot să zică, a, pe el a câștigat mai mult sau mai puțin. Uite, domnule, eu am făcut asta, ăla a făcut asta, de asta eu am atât, de asta ăla are atât. Și s-ar putea să fie un pic de competiție între... Colectivul nu mai are... Care mai e rostul colectivului? Aici, practic, pui în acord salariu cu vânzările. Adică faci la comision. Colectivul poate să aibă orice părere dorește el. Da, e un domeniu în care e ușor cuantificabilă calitatea muncii. Așa. În schimb, dacă lucrăm într-o croitorie, de exemplu, și toți coasem frumos, țesem frumos. Da. Și țesem același număr de țesături. Să fie toți plătiți egal. Asta, dar poate unul e mai dibaci, poate face atmosferă plăcută în colectiv, poate spune bancuri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.